Pe iubită biserică, vreau să spun că mă bucur nespus că sunt în mijlocul vostru. Am aici frați, am aici prieteni. Suntem o familie în Domnul. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Pe lângă bucuria asta pământească, este o bucurie mai mare că l-avem pe Duhul Sfânt în mijlocul nostru. Slăvit să fie numele Domnului. Este important să ne vedem. Și psalmistul spune în Psalm 5:7, eu prin îndurarea ta pot să intru în templul tău și să mă bucur cu frică în templul tău cel sfânt. Faptul că ești în casa lui Dumnezeu, faptul că sunt și am putut să pășesc pragul casei Domnului, nu este nici puterea ta, nu este nici meritul meu, este îndurarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Frații mei, n-am venit să ne arătăm pe noi, am venit să-L arătăm pe El. Aceeași Evanghelie care ați primit-o și în care ați rămas. Aceeași Evanghelie a lui Iisus Hristos o propovăduim și noi. Și rugați-vă în taină ca Domnul să ne vorbească. Trebuie să vă spun ceva. Important nu este prin cine va lucra Domnul. El poate să se folosească de oricine. De cei slabi. Glorie lui. El este cel tare, cel vitează în luptă, cel puternic. Cel preanalt este El. Lăudat să fie numele Domnului. Pentru că sunt frați care vor vesti cuvântul lui Dumnezeu, am să încerc să mă limitez la 10 minute cu ajutorul Domnului și vă aduc un salut din partea bisericii unde slujim, de la frații de la Băcioi, și cuvântul se găsește în 1 Corinteni, capitolul 1, începând de la versetul 3. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu cu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Și auziți, frații, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință, în felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Și continui. El vă va întări până la sfârșit în așa fel, ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și ultimul verset, 10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi și să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Lăudați să fie Domnul! Aceste cuvinte au fost pentru voi ca biserică și spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să vă laud. Sunt frații aici care fac parte din biserica aceasta și s-au lăudat cu voi. Și este bine lucrul acesta. Și am dorit să ajung în locul acesta, să mă bucur și eu împreună cu voi. Să ne bucurăm în părtășie cu Domnul, în puterea Duhului Sfânt. Să aud și eu cuvânt prin frații binecuvântați. Sau și eu cântările, cum voi slujiți pe Domnul așa de minunat. Și toate să se facă spre slava Împăratului nostru. Lăudat să fie numele Domnului. A citit fratele Iulian, un psalm care l-am și eu pe inimă. Îmi place atât de mult acest psalm. Și așa cum spuneam, voi vă rugați în taină și Dumnezeu ne vorbește. Amin? Și începe și spune psalmistul David, marele om al lui Dumnezeu. El care spunea în 73:28, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Davide, tu ca împărat nu găsești plăcere în alte lucruri, în bogățiile tale. Să te plimbi pe pământul acesta. Este totul la îndemâna ta, David, tu ca împărat al lui Israel. Nu. El spunea în 122, mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Și această bucurie este a ta și este a mea. În casa lui Dumnezeu, știi ce spune tot psalmistul în 50 psalmi? Da, Dumnezeu, Domnul vorbește. Și cheamă pământul de la răsărit până la sfințitul lui. Și versetul spune, din Sion care este întruparea frumuseții lui Dumnezeu, adică din adunare, de acolo strălucește Dumnezeu. Gloria lui! Frații mei, biserica, templul lui Dumnezeu, sunteți voi, suntem noi.
Și dați-mi voi să vă citesc un cuvânt din 1 Petru, ca să vedeți că este această afirmație corectă. Și auziți, 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, auziți, frații, noi suntem pietre vii în casa Domnului. Sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, prin Iisus Hristos. Despărțiți de El, pe puterea noastră, pe înțelepciunea noastră, pe meritele noastre, niciodată. Nu vom putea să facem nimic. Mai mult decât nimic nu vom putea să facem. Dar cu El vom face isprăvi mari, lăudat să fie numele Domnului. Suntem mai mult decât biruitori. Prin El, lăudat să fie numele Domnului. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Frații mei, vreau să vă spun în numele Domnului. De atâtea ori vine acest duh de frică peste noi. Frica zilei de mâine, stresul, problemele. Dar vreau să vă spun ceva. Lucrurile acestea vor să ne fure bucuria mântuirii. Vor să ne despartă de Dumnezeu. Și în Roman, capitolul 8, de la versetul 14, spune că noi nu am primit un duh de frică, frații mei, ci un duh de putere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Noi suntem copii de Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. De cine să ne temem când Dumnezeul nostru ține pământul cu tot ce este pe El, în palma Lui? Și ne ține și pe noi, lăudat să fie numele Domnului. Și auziți ce spune un cuvânt minunat? Am anunțat fratele de această fetiță și ne doare, frații, ceea ce putem noi să facem ca biserică, ca frați din comunitatea noastră. Să ne rugăm unii pentru alții. Și cel care poate să dea vindecare, cel care are mila, El este mila. El este medicul suprem. El poate să tămăduiască. El poate să zică numai un cuvânt și se va tămădui, lăudat să fie Domnul. Auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Este un lucru care prețuiește mai mult decât viața aceasta, frații. Gândește-te că un om este bolnav, este pe patul de moarte. Și voia lui Dumnezeu poate că este ca să le ia acasă. Nu este grav. Nu este atât de strigător la cer, dacă El este mântuit, frații mei. Dacă viața lui, sufletul lui, se duce la Domnul. De ce să ne tânguim așa? Spune că viața pe acest pământ este scurtă, frații mei, și plină de necazuri. Și atunci de ce să ne umorâm după viața asta? N-ar fi mai bine să tânjim după viața veșnică? Auzi, veșnică, fratele meu, nu se va mai termina niciodată. Și este în prezența Mielului, în prezența lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, lăudat să fie numele Domnului. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Vreau să spun ceva. Este o altă frică care trebuie să o avem în viața noastră. Tot psalmistul la 2, capitolul 2, versetul 11, spune: slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dar de ce să facem, frate Manu, lucrul acesta? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Lăudat să fie numele Domnului. Când treci aici la avon, gândește-te. Gândește-te și să mă gândesc. Că nu e prin merit. Este prin mila lui Dumnezeu. E să avem grijă cum pășim. Să ne păzim piciorul când intrăm în casa lui Dumnezeu. Fie că slujești la cântarea de laudă, fie că stai în bancă, fie că orice lucrare ai face, să-ți păzești piciorul. Lăudat să fie numele Domnului. Preamărit să fie Domnul. Și dacă Domnul nostru este lumină, așa cum spune în Ioan, capitolul 8, versetul 12, eu sunt lumina lumii. Cine vine la mine nu va umbla în întuneric. Această lumină este Domnul Iisus Hristos. Printre toate atributele Lui care le are, și Dumnezeu este și apa vieții, și pâine vieții. El este totul în tot. Este și lumina lumii. Lăudat să fie numele Domnului. Și acum vine Domnul și întoarce puțin replica. Și auziți?
Efeseni capitolul 5, de la versetul 8. Odinioară erați întuneric, vorbește despre noi, Domnul. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Doamne, ajută-ne să luminăm în lumea aceasta întunecată. Lăudați să fie numele Domnului. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Și versetul 9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Domnul să vă binecuvinteze. Nu știu cum e obiceiul la voi.